Stay Fit Gym, o sală de fitness și sănătate, a fost inaugurată seara trecută în centrul Craiovei la Mercure Center. Stay Fit Gym este a doua sală deschisă în Bănie după cea din Noul Mall și a 25-a din România. Aici găsiți cele mai performante echipamente. La Stay Fit Gym Mercure sunteți îndrumați de antrenori acreditați, foști sportivi de performanță. De asemenea, vestiarele și dușurile se ridică la cele mai înalte standarde. La Stay Fit Gym, noua și modernă sală de fitness, pot veni și copiii. Toți cei interesați își pot alege abonamentul dorit folosind aplicația Stay Fit Gym sau pot afla alte detalii accesând stayfit.ro. Suntem fericiți să deschidem cel de-al doilea centru Stay Fit în Craiova. Primul centru l-am deschis la începutul lunii octombrie, în mall-ul din Promenada. Un centru la fel de mare, de aproximativ 2000 de metri pătrați. Imediat, după doar 3 săptămâni, am reușit să-l deschidem și pe acesta din centrul orașului, din Mercure. Încercăm să creăm o rețea, deoarece abonamentele în cadrul Stay Fit sunt comune în toată țara, nu doar în Craiova. O persoană care alege să devină membru în cadrul Stay Fit poate merge la orice club din țară. Suntem deja prezenți în 11 orașe, aproape 30 de centre de fitness. Am reușit și am deschis astăzi pe două etaje în Mercure, un centru de aproape 2000 de metri pătrați, în care avem o gamă foarte largă de servicii, ne adresăm aproape tuturor oamenilor din piață, de la copii, fiindcă avem un studio de clase de copii, un studio de clase de pilates, yoga și toate clasele care se fac în acest spectru. Avem un alt concept nou în România care se numește Iron Hub și este pentru prima dată deschis aici în Craiova, nou și pentru noi, pentru că e prima dată când încercăm un astfel de concept. E un concept care este deseori găsit în centrele din afara țării, însă pentru România este prima dată și considerăm că e un mare, mare avantaj pentru oameni. E un studio în care tehnologia se îmbină cu antrenamentele și instructorul care va însoți oamenii la antrenament va avea un rol de a corecta greșelile, de a stimula oamenii și de a-i provoca să facă challenge-uri între ei și să obțină rezultatele pe care le doresc. Un etaj întreg este dedicat zonei de fitness, în care sunt aproape 100 de puncte de lucru. Avem aparate pentru fiecare grupă musculară, cel puțin 2-3 variante de aparate pentru fiecare grupă musculară de care au oamenii nevoie. Încercăm să diversificăm și să oferim oamenilor o gamă de servicii cât mai largă. Vezi că ați reușit deja în alte zone ale țării, nu? Ne schimbați cumva mentalitatea, ne îndreptați spre sport? Noi încercăm să oferim oamenilor condițiile de a face sport, nu neapărat de a schimba mentalitatea, pentru că oamenii nu întotdeauna au o mentalitate greșită, ci nu întotdeauna au condiții de a face sport. Noi venim cu niște centre de fitness moderne, dotate la cele mai înalte standarde, cu un preț foarte accesibil ca oamenii să poată să-și permită să facă sport. Și da, suntem deja în al 11-lea oraș, am plecat din București și avem în majoritatea orașelor din centru, din Transilvania, de la Vâlcea, Buzău, Sibiu, Galați, Brăila, Iași și acum suntem într-un moment de expansiune, probabil vom mai deschide încă 4 orașe doar anul acesta. Interesant încă un aspect, faptul că folosind aplicația eu ca și client aș putea să optez să mă antrenez la Mercure, în centrul de la Mercure sau în centrul de la Mall, sau dacă să zicem călătoresc la Galați, pot pentru câteva seri să mă antrenez și la Galați, nu? Așa este, așa a fost gândit conceptul de la început ca o rețea. Toți clienții noștri folosesc aplicația, e o aplicație de mobil foarte simplă din care se pot renoi abonamentele, se pot face programări la clase pentru a nu te trezi că ajungi la sală și nu ai loc să intri la o clasă, îți monitorizezi abonamentul, etc. Și da, cu ea se face și accesul prin portele de control acces cu ajutorul aplicației. Bineînțeles, dacă mâine călătorești în Galați cu interes de serviciu sau mai știu eu ce, poți să mergi la sala de acolo fără nicio problemă, la fel în București. Încercăm să creăm o rețea și oamenii să le fie foarte simplu să-și facă un antrenament oriunde își doresc.
Îmi place foarte mult să descoper noi centre de fitness, călătoresc mult ca să văd centre noi de fitness. De la centru la centru încerc să îmbunătățesc, așa cum am făcut aici cu centrul de Iron Hub, de care vorbeam, e un studio nou în România. Încerc să complementez sălile. Cei care, craiovenii care vor avea abonament la Stay Fit, o să vadă că în promenada Craiova o să găsească un studio de cycling, pe care aici nu-l găsesc, aici găsesc un studio de Iron Hub. Dacă vor într-o zi să meargă să facă cycling, într-o zi să facă Iron Hub. Deci, practic, am gândit să complementăm cele două săli, astfel încât serviciile să fie cât mai largi posibil. We'll be right back.